Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Astăzi m-am gândit să povestim împreună despre semnul care ar anunța că este un prim pas către împăcare. De foarte multe ori s-ar putea să primim semne, s-ar putea să primim anumite mesaje pe care nu le interpretăm corect. Uneori pare că este semnul cum că în sfârșit acea persoană va vrea, va dori să recapete această conexiune alături de dumneavoastră. Alte ori se pare că semnul este înțeles total greșit și atunci spuneți ok, păi m-a sunat sau mi-a dat un mesaj, dar nu știu cum să interpretez pentru că m-a blocat din nou sau nu mai vorbim din nou sau și așa mai departe. De aceea am ales pentru dumneavoastră această variantă interactivă cu trei opțiuni. Pentru prima opțiune avem pachetul de cărți verzi și uleiul de salvie, aromoterapie salvie. Cel de-al doilea pachet de cărți cu uleiul de santal. Și al treilea pachet de cărți cu uleiul de lavandă. Deci unul, varianta 1 salvie, varianta 2 santal și varianta a treia lavandă. Bun, haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. O să pun aici ce putem să aflăm. Care este semnul, că poate va mai da niște semne, dar nu a știut să le interpretați sau le-ați interpretat greșit. O să adaug alte minunate cărți acolo unde simt nevoia de clarificare. Pentru cei care au ales această primă variantă, haideți să vedem ce semne, dacă v-a dat semne, ce semne v-a dat. Ce intenții are, ce a simțit cu adevărat această persoană. Deci haideți să vedem ce anume, care anume este situația între voi doi. Ca și conexiune avem un el, avem o ea și avem conexiunea dintre voi. Ok, o să luăm două cărți, ba nu, trei, pentru că așa mi-au atras atenția. Bun, haideți să vedem despre ce este vorba. Această persoană, după cum observați, încă continuă să stea în umbră. Încă continuă să stea în umbră, posibil să fie persoane din zodia Leu, săgetător, berbec în prima fază. Cineva a acordat mult mai multă atenție acestei relații și cred că acest lucru l-ați făcut dumneavoastră. Sunteți furioși, sunteți mânioși, mânioase, furioși, furioase, nu înțelegeți de ce această persoană se ascunde. Pentru că și în momentul de față această persoană se ascunde, este ca o umbră, dar să știți că vă bântuie această umbră a fostului iubit, al fostei iubite. S-ar putea ca această persoană să se fi îndreptat către o alta, pentru că, după cum vedeți în această imagine, din câte se pare, sunt șanse să-și dăruiască inima unei alte persoane, unei alte relații. De aceea continuă să rămână în umbră în ceea ce vă privește pe voi. Există aici o diferență de vârstă între persoana la care dumneavoastră vă gândiți, dumneavoastră sau cealaltă persoană, pentru că văd un 52 de ani, 50-52 și până în 30 de ani, în orice caz, o diferență destul de mare sau un 7, o dată de 7 sau o diferență de 7 ani, cine știe. Deci, din câte se pare, există șanse reale ca această persoană să aibă deja o altă relație. Din punctul dumneavoastră de vedere, să știți că aveți o oarecare, nu neapărat jenă, vă este, aveți o reținere vis-a-vis de această persoană, ați așteptat, încă așteptați. Vreți ca el sau ea să preia controlul și să vă ofere un semn care
ar anunța o eventuală împăcare. Foarte mulți dintre dumneavoastră posibil să vă aflați într-o relație de trio. Acum, există așa prima variantă. Ați fost împreună cu această persoană care este ori căsătorită, ori într-o altă relație și știați, ați asumat, v-ați asumat, această persoană ulterior s-a întors la fosta relație și vă este cumva jenă sau nu sunteți mulțumiți, mulțumite de faptul că v-ați asumat această relație pentru că ați fost părăsit, părăsită, lăsat, lăsată pe locul al doilea. Acum, în anumite cazuri, s-ar putea ca cei din anturajul dumneavoastră sau apropiații dumneavoastră să fie aflat de această relație și să vă fi întors spatele, să nu fi fost de acord cu voi. Și din acest punct de vedere s-ar putea să vă simțiți ușor dezamăgiți pentru faptul că ați crezut în această persoană, ați crezut ce a spus această persoană. Posibil să fie și o relație în secret care a fost dată în vileag până la urmă. De aceea există această rușine mult spus, dezamăgire, tristețe că ați crezut că această persoană este persoana cu care puteți să aveți o relație așa cum v-ați dorit-o. Iată, și 53 de ani. Poate că sunteți mai matură, fiind de energie feminină, s-ar putea să fiți mai matură, această persoană, acest bărbat să fie mai tânăr și acum să vă gândiți că nu a fost ok, nu a fost în regulă faptul că v-ați împrietenit, v-ați iubit cu o astfel de persoană. De asta simt cumva că vă este jenă sau nu sunteți bine, haideți să spunem altfel, că nu sunteți, nu mai sunteți confortabil, confortabile, dragii mei, dragile mele, cu această relație. Haideți să vedem ca semne și dacă există vreun semn care ar anunța o eventuală împăcare, aici este evident clar vorba despre o competiție. Ceva nu s-a legat între voi pentru faptul că cineva a bravat, cineva a tras interesele pe partea sa. Unul în dreapta, unul în stânga, amândoi două pietre tari, amândoi ați considerat că adevărul total și general vă aparține. Așa cum dumneavoastră credeți că aveți dreptate în ceea ce privește această relație, așa crede și cealaltă persoană că are dreptate, deci nu este cazul să, așa ar spune ea, persoana la care vă gândiți. Așa că nu este cazul să credeți că dumneavoastră ați avea vreun câștig de cauză în această situație. Posibil să vă urmărească cei drept, să aveți senzația că este singur, pentru că dă senzația oarecum că este singur, singură sau că cumva se ascunde de ochii apropiaților, de ochii cunoscuților sau chiar se ascunde dacă vorbim despre rețelele de socializare. Dumneavoastră posibil să fi crezut la un moment dat că vă urmărește pe rețelele de socializare, că vă urmărește din umbră și că inevitabil vă va da acest mesaj, iar dumneavoastră așteptați cu mințică, cu mințel, aici să facă acest lucru. Și ați așteptat liniștit, crezând că va exista o alegere. Cu siguranță, 2 secunde, revin. Îmi cer scuze. Printre telefoane, așa. Continuăm și îmi cer scuze. Deci, exact asta spuneam că cumva aveți senzația că această persoană vă urmărește din umbră sau poate că v-a și dat un mesaj în care ați considerat că a avut de ales între aceste două situații sau între două persoane, dumneavoastră și cealaltă persoană, și cumva că ar avea de gând să negociați sau să renegociați acest, în ghilimele, contract.
această iubire. Poate că ați fost parteneri, poate că sunteți parteneri de business, poate că sunteți parteneri în ceea ce privește locul de muncă, poate că acolo v-ați și cunoscut. Dacă nu este vorba despre acest lucru, singura posibilitate în care ați fi mai mult sigur că și-ar dori să aveți o relație este în acel moment în care această persoană iese din umbra aceasta. Și eu știu, există acest parteneriat, această negociere, renegociere. Posibil să-și dorească, sunt șanse să-și dorească să mai fiți împreună, însă cu anumite condiții, cu anumite limite. Această persoană își dorește să aibă anumite limite cu voi sau, dacă încă nu a făcut acest pas, își dorește să impună niște limite. Acum este vorba despre ceea ce vă doriți dumneavoastră în continuare. Dacă doriți o relație în care partenerul se impune, spunând anumite limite, nu mă sun după ora 12, nu mă sun, eu știu, sau un weekend, sau pentru că ceea ce are în acest moment alături de o altă persoană s-ar putea să o aibă destul de sigură și atunci nu vrea să amestece lucrurile. Este o situație destul de delicată și destul de dificil de acceptat, cred. Însă, dragii mei, dragile mele, această situație, această voință, această liberul arbitru, de fapt vreau să vă spun că mă pierd în amănunte, vă aparține. Contract de căsătorie, știți, nu știu, am impresia că era un film. Dacă mai sunteți împreună, nu garantează nimeni că nu sunteți pe locul 2 și posibil să fi fost chiar pe locul 2. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, dar nu am ce face. Știți că întotdeauna spun ceea ce mi se relevă aici în aceste etalări, de fapt, o dată de 24, poate că există și niște diferențe. Acum știți cum că este vorba despre o altă parte a celor care se uită acum la prima etalare. Dacă v-ați cunoscut la serviciu și ați fost, eu știu, v-am zis, într-o competiție, v-ați contrazis, există niște frustrări, niște complexe acumulate unul față de celălalt și cam întotdeauna ați fost așa coarne în coarne, știți? Niciodată n-ați avut un echilibru emoțional, posibil să fi fost și o mândrie, o cucerire, o mândrie, mai ales dacă este vorba despre o distanțare de vârstă, o diferență de vârstă. Capricorn, Taur, Berbec, de asemenea, văd aici. Nu vă convine situația, nu vă convine că va sau că există acea idee de seducere și abandonare. Adică, la acest moment, vi se pare că această persoană s-a jucat cu emoțiile voastre, cu sentimentele voastre și nu a făcut altceva decât să le arate celor din jurul dumneavoastră că vă poate cuceri și că vă poate avea. Și în unele cazuri, exact acest lucru s-a întâmplat. Este vorba despre ceea ce postează, despre aparițiile sale pe rețele de socializare, este vorba despre cum apare în fața colegilor de serviciu, dacă este vorba despre o situație de job, întotdeauna apare ca un cerb carpatin, pentru că are încredere foarte mare în el, energia masculină, are o foarte mare încredere, are mare încredere că dumneavoastră sunteți extrem de flexibil, flexibilă, că așteptați să vă dea mesaj și în momentul în care dumneavoastră primiți acest mesaj, veți fi gata să reluați această relație, această conexiune. Acum v-am zis, depinde de dumneavoastră dacă sunteți de acord să mergeți mai departe cu această persoană. În orice caz, din câte se simte aici, această ființă rămâne în trio acesta, rămâne în relație și cu altcineva. Există cineva care este pe locul 2 și cred că bănuiți care este cea de-a treia persoană, locul 2. Sunt anumite limite, iar discuțiile pe care le-ați avut, dacă le-ați avut recent sau pe care urmează să le aveți, sunt doar de a discuta despre limite.
putem să continuăm doar cu niște limite și cu acceptarea că eu mai am și altă relație, ca inițiale R, P, L de la Laurențiu, S, I, R, P, N, W, s-ar putea să fie aici nume străine, chiar dacă, mă rog, sunt român nume străine sau care încep cu litera W, G de asemenea, D, H, foarte mult D văd, C de asemenea. Semnul care ar anunța în definitiv un prim pas către negociere în prima etalare este acest mesaj pe care îl primiți de la această persoană care vă supervizează, adică știe cam ce faceți în fiecare secundă sau știe cel puțin că sunteți liniștit, liniștită, singur, singură și sunteți în așteptarea acestui cavaler. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să-și fi luat liber sau sunteți în concediu sau sunteți în vacanță și așteptați ca după această vacanță, după acest concediu, să reluați acest parteneriat cu această ființă. Sau s-ar putea chiar să fi discutat despre acest lucru, pentru că văd că sunt discuții despre acest parteneriat în dragoste, văd. S-ar putea să fi zis, oricum, mai stăm un pic în umbră, după ce vii din concediu, după ce vii din vacanță, vom relua și vom vedea despre ce este vorba, dacă mai este vorba să reluăm această relație sau să nu mai fie această relație în umbră, să fie în secret, pentru că văd aici și anumite secrete între voi, deci o țineți cumva sau ați ținut această relație ascunsă. Persoane blonduțe, șatene sau cineva s-ar putea să fie roșcată, roșcat aprins, ochii căprui. Căprui verzui, energia masculină cu părul castaniu închis, cioc barbă, văd așa și, da, cioc barbă. S-ar putea unii dintre noastre sau energia masculină să poarte ochelari, extrem de încăpățânați, unii s-ar putea să facă sport, săgetător mai avem. Săgetător, s-ar putea să facă sport sau să fie mai voluminos, așa, să fie tonusată această ființă, deci tonusată, chiar cu musculoasă, dacă e să mă întrebați pe mine. Bun, cam atât în ceea ce privește această primă etalare. Haideți să vedem la cea de-a doua etalare, santalul, uleiul de santal. Să vedem ce putem să aflăm care ar fi semnul care ar anunța că este un prim pas către o eventuală împăcare. Aici este cu multă suferință, cu decepții, cu anxietăți, cu negăsirea drumului către inima celuilalt. Unul dintre voi nu știți până la urmă cum să găsiți cheia către inima acestei persoane. Și haideți să vedem despre ce este vorba. O lacrimă dintr-o iarnă, poate că iarna aceasta ați pierdut pe cineva, eșec emoțional sau nu, lacrimi, încercați să vă reveniți, suferiți, nu puteți să dormiți noaptea, vă gândiți la această persoană pentru că vă doare inima, vă doare sufletul, dragii mei. Un eșec emoțional destul de important care v-a deturnat de la ale voastre. Nu vă mai puteți gândi la ceea ce trebuie să faceți, nu vă mai puteți concentra nici acasă, nici la muncă. Vă obsedează această persoană, urmăriți pe rețelele de socializare, vreți să aflați ce face, cu cine face și mai ales de ce lucrurile nu au mers bine între voi. Literele P, D, J, I, D. Ok, haideți să vedem, de W, haideți să vedem el. Voi, dragii mei, despre voi, conexiunea dintre voi ca semne. Să vedem ce intenții are această persoană. Ca semne, haideți să vedem care este situația sa. Să știți că el este o energie masculină. Aici, vedeți, merge cu valul, go with the flow. Deci el merge, acest bărbat merge cu valul. În acest moment, să știți că
Nu neapărat că nu știe ce să facă, dar încearcă să găsească o soluție astfel încât să iasă din această situație, din această emoție, pentru că știe cumva, vă simte că nu vă este bine fără el. Nu vrea să-și asume anumite lucruri. Nu își dorește să fie strâns cu ușa. Nu își dorește să dea socoteală nimănui, cu atât mai mult nu își dorește să îl faceți responsabil pentru suferințele dumneavoastră în acest moment. Pare că a plecat sau pare că vrea să iasă din această relație. Cumva, în scurt timp, încearcă să, cum să vă spun, să o ocotească așa, să își vadă de viața sa. La fel, regret că trebuie să vă spun acest lucru, dar măcar știți cum stați și cum jucați. Este o pasăre călătoare în acest moment și vrea să-și ia zborul din cuib, că este vorba despre o situație eșuată și dacă ați aștepta să dea vreun semn de viață, ei bine, nu vrea să fie acuzată această persoană de durerea și de suferința pe care, bineînțeles, v-a provocat-o foarte mulți dintre dumneavoastră, foarte mulți dintre aceste persoane. Parcă vrea să trăiască prezentul, parcă spune da la orice îi se ofere și aici mă refer și de relații trecătoare, nu relații stabile, acceptă și relații trecătoare, deci este cumva în acel moment în care acceptă să trăiască momentul acum, momentul prezent, indiferent de consecințe. Aici este puțin, cum să vă spun, puțin diferit. S-ar putea să fie și dintr-o relație cu voi, dintr-o căsătorie, deci aici există și ideea de o relație destul de lungă, de mult din trecut, o eliberare de trecut al acestei persoane. Își dorește să iasă din această rutină și asta vreau să vă spun, că nu își dorește să-l faceți părtaș la suferința dumneavoastră. Din punct de vedere al vostru, de asta spun că e vorba despre, s-ar putea să fie o chestiune de căsnicie aici, pentru că voi sunteți extrem de responsabili, aveți o responsabilitate, aveți tot timpul, ați căutat metode de a aduce această persoană înapoi sau ați căutat tot timpul să fiți o forță, să fiți dumneavoastră cel sau cea care ține această legătură în frâu. Dumneavoastră ați tras această persoană posibil dintr-o relație de trio, ați învins la un moment dat, ați avut câștig de cauză, ați fost privilegiate, doamnelor și domnișoarelor, alegându-vă pe voi, însă, vedeți, se pare că acum această forță vă depășește. Și ceea ce vreau să vă spun în acest moment și este îmbucurător, este faptul că aveți un admirator secret. Aveți un admirator, aveți o persoană care vă ajută, fie că este prietenul vostru, un prieten mai vechi, că este din copilărie, că l-ați cunoscut acum recent și v-ați împărtășit anumite situații, mai ales dacă ați fost căsătorite, căsătoriți, ați plâns pe umărul acestei persoane. E bine că această ființă își dorește să vă dea o mână de ajutor, își dorește să vă întindă o mână de ajutor și să vă scoată cu putere din această suferință pe care voi o aveți. Deci, cu siguranță, să știți că, pe de o parte, să zicem, ați pierdut pe cineva, scorpion, clar, există aici un scorpion, un pești scurac, de asemenea un vărsător. Cineva a renunțat la dumneavoastră, dar, pe de altă parte, destinul vă oferă o altă șansă alături de o persoană care, până la urmă, să știți, este extrem de generos, este o persoană care s-ar putea să fie la depărtare, pentru că aici văd un râu printre munți, printre dealuri, deci o apă curgătoare, ori stă la munte, ori pe lângă un munte, deal munte și așa mai departe, iar celălalt s-ar putea să stea în zona, nu știu, există acolo, nu mai știu sigur, la Sarmi Segetusa, deci în zona, deci cu oricum mai
mai zona extinsă, nu chiar acolo, când vorba aia, nu acolo stă cineva. Aveți această responsabilitate, sunteți extrem de responsabile și știți cum, parcă nu vreți să întindeți mâna acestei noi ființe care ar fi o potențială dragoste pentru faptul că aveți aceste responsabilități față de această persoană din trecutul vostru. Adică vă gândiți acum că încă n-am finalizat, poate n-ați finalizat acele acte, poate încă mai sunteți în discuții, poate încă mai aveți acea speranță că această persoană vine și măcar stă de vorbă cu responsabilitate despre ceea ce aveți sau ceea ce ați avut, însă acea persoană pur și simplu a hotărât, a decis să se lase în voia sorții și cel puțin în acest moment să știți că nu pare că nu face nimic pentru a discuta cu dumneavoastră. V-am zis că este vorba despre o căsnicie sau despre un partaj sau pur și simplu dacă mai e ceva de rezolvat, de salvat din această căsnicie. Brunețel, să zicem, Castariu Închis este cel la care, mă rog, persoana din trecutul dumneavoastră și destul de fricoasă această persoană. Să știți că nu prea. Adică față de voi sunteți extrem de luptător, luptătoare. Această persoană parcă nu este arena, nu este suficient de matură să ia viața în piept. Decât să facă lucrul acesta, mai bine fuge. Deci este o persoană un pic lașă, după părerea acestei etalări. Ca și conexiune și ca și semne, există această grijă. Deci de asta vă zic, dumneavoastră sunteți responsabile, aveți grijă și ați avut grijă întotdeauna de această persoană care acum, iată, fuge de voi. Se ferește de voi, indiferent că, știți cum ar spune, indiferent că a avut grijă și că a stat lângă mine și că m-a îngrijit și că s-ar putea să sunteți cadru medical unii dintre dumneavoastră sau pur și simplu ați transformat, ați găsit această persoană, ați transformat-o datorită dumneavoastră, a evoluat din toate punctele de vedere și acum, drept mulțumire, fuge mâncând pământul pentru că nu vrea să fie responsabilă această ființă de durerea dumneavoastră. Acum poate că dumneavoastră aveți o ușoară afecțiune sau v-ați îmbolnăvit sau poate că sunteți decepționate, dezamăgite și în loc să stea lângă voi, să aibă grijă de voi acum, pentru că este rândul lui sau a ei, a preferat să plece și să nu stea lângă voi când vă este greu. Adică n-a fost echitabilă toată această situație. Cred că aici semnele sunt clare din partea unei a treia persoane, nu din partea celui la care vă gândiți sau a celei la care vă gândiți, ci din partea unui admirator secret sau cel puțin a unei persoane care vă poartă în ghilimele sâmbetele și care și-ar dori să fie lângă voi, să vă sprijine și să vă întindă acel suport. Și cred că unii dintre dumneavoastră știți despre ce vorbesc, știți despre ce persoană este vorba. Este o persoană care, ca și concluzie, v-ar ajuta să dați la o parte acel scut pe care vi l-ați montat împotriva suferinței vis-a-vis de orice înseamnă iubire, susținere și respect. Un 20, o 29, poate că există acest nou început. Eu zic că un nou început este cu această persoană și o persoană destul de mare, de fermă, de puternică, care cred că începe să vă atragă așa ușor, ușor, dar aveți aceste responsabilități, parcă știți cum este persoana din trecutul dumneavoastră, parcă ați avea voi, dragii mei, dragile mele, parcă v-ar fi lăsat cineva, nu știu cum să vă spun, cu limbă de moarte, să aveți grijă de acea persoană, ai grijă de el, da, s-ar putea să fie și o chestiune de genul ăsta, poate că ați făcut un legământ. O promisiune unei persoane din trecutul dumneavoastră comun, o mamă care nu mai este, o mătușă, o soră și așa mai departe, să aveți grijă de această persoană toată viața. Și făcându-vă acest legământ, parcă nu puteți să fiți cu altcineva, pentru că trebuie să aveți în permanență grijă de această ființă care oricum fuge, 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 fuge. Da? O persoană destul de lașă.
Cam atât, dragii mei, dragile mele, în ceea ce privește această a doua etalare. Haideți să vedem pentru cea de-a treia etalare, uleiul de lavandă. Uleiul de lavandă. Haideți să vedem ce putem să aflăm, care ar fi semnul care ar anunța că este un prim pas către împăcare. Semnul către un prim pas către împăcare. Care ar fi acest semn? Și voi așteptați cu nerăbdare un mesaj, așteptați un mesaj, așteptați ca această persoană să vă dea de veste, vă faceți griji pentru el sau pentru ea, majoritatea neștiind ce mai fac aceste persoane. Haideți să vedem ce semne, ce intenție din partea acestei ființe. Wow, ce s-a dumneavoastră și conexiunea dintre voi. Vă supervizează, să știți că se uită la ceea ce postați, dar își pune anumite măști, manipulări, se ascunde în spatele unor măști această persoană. Nu este încă hotărâtă să lase garda jos. De asta vă spun, se ascunde. În interiorul său există o altă persoană, în momentul în care iese în societate, la serviciu, în viața de zi cu zi, își pune niște scuturi de protecție pentru că nu vrea să vadă nimeni ce este în sufletul său. Cu atât mai mult cu cât nu vrea să pară o persoană slabă, emotivă, din niciun punct de vedere. Poate că dumneavoastră ați fost cel sau cea care i-a simțit acel punct sensibil, acea vibrație. Măști, își pune anumite măști, zâmbește aproape la orice și la oricine, este destul de neatentă această ființă în această perioadă, adică nu este atentă la lucrurile din jurul său, nu este concentrată absolut deloc pe ceea ce face. Este o persoană îndreptată către lucrurile materiale, o persoană care poate să fie șeful, șefa dumneavoastră. Poate lucrează într-o instituție publică, într-o bancă, de ce nu, poate să fie, eu știu, manager. În orice caz să știți că mi se pare că ar fi un factor de decizie în jobul său. Pentru că este o persoană suspusă, adică destul de cunoscută, destul de recunoscută sau poate să fie și o persoană publică, de ce nu. Persoană roșcată, eu te-am zis, poate dumneavoastră sunteți roșcate, dragile mele. Persoană șatenă, grizonată, cu ochii căpruiu, nas ascuțit, aici barba este proeminentă, părul cu volum, mă rog, pe așa, în jurul vârstei de 41 de ani. Foarte plină de ea această persoană, este ușor narcisistă, are foarte mare încredere, cum spuneam, în el, dar este dar să știți că este pe cât este de încrezătoare, v-am zis, pe atât este de ascunsă, manipulatoare într-un moment sau altul. Are o calitate această persoană, știe cum să construiască un discurs, știe să cucerească, este pedantă, știe cum să atragă de partea sa orice doamnă și domnișoară dacă este energie masculină, știe ce cuvinte să folosească, vorbește foarte frumos, are un nivel educațional destul de înalt, știe să se joace cu cuvintele, dacă este să mă întrebați pe mine, și mai ales să face ca lucrurile să fie în favoarea sa. Pentru că și într-o discuție pe care, sau în discuțiile pe care le-ați avut împreună, pare că deține controlul și a deținut controlul întotdeauna, de unde și teama, acea teamă, în ghilimele, de a vă întâlni cu astfel de persoană, pentru că vă schimba opinia, adică veneați cu calculele dumneavoastră și plecați cu ale sale. De asta posibil să nu știți, să nu descifrați această persoană, pentru că este destul de greu să descifrați o astfel de persoană, mai ales că este unsă această ființă cu toate alifiile, vă spun cinstit. Dumneavoastră sperați la această întâlnire.
Sperați la această întâlnire cu această persoană sau semnul care ar fi putut conduce către o eventuală împăcare ar fi o întâlnire. Acum că a vorbit cu dumneavoastră, să vă întâlniți, să mai stați de vorbă pur și simplu despre ceea ce urmează să faceți în viitorul apropiat. Dacă nu, poate că urmează această întâlnire, ați discutat despre ea, dacă n-ați discutat, poate există șansa să vă spună, să vă întâlniți și să stați de vorbă, o întâlnire de curtoazie. L-ați obosit pe Cupidon, dacă îl vedeți că este în spate, este cu săgețelele așa, îndreptate în jos, pur și simplu nu știe ce să facă, să vă îndrăgostească sau să nu vă îndrăgostească. De asta nu știți cum să percepeți această întâlnire. Sau dacă ați avut această întâlnire care nu a fost finalizată cu nimic, mai vorbim noi. Adică în momentul în care a avut loc această întâlnire și v-ați dus și ați vorbit, ați crezut că poate se reia această relație. Ulterior, lucrurile au rămas la fel ca înainte să vă întâlniți cu această persoană. Acum 4 zile, 4 săptămâni, cine știe, sau poate că, eu știu, în urmă cu o săptămână. De asta vă zic, deci posibil să vă fi dus așa încrezător, încrezătoare că lucrurile se vor alinia în favoarea dumneavoastră, dar ați plecat la fel cum ați venit, adică nimic concret, totul în coadă de pește, nici nu știți de ce până la urmă v-ați întâlnit cu această persoană. Care ar fi claritatea acestei situații? Cineva există aici, cineva care mai este implicat într-o altă relație. Acum poate că sunteți dumneavoastră implicată într-o altă relație, poate că este el, dar eu zic că energia feminină mai are pe altcineva. S-ar putea să fie căsătorit, căsătorită sau să existe o grijă foarte mult. Știți că v-am spus și la începutul etalării, există aici o neliniște afișată de voi. Pentru că, pe de o parte, ați vrea să fiți împreună cu această persoană, de-aia v-ați și dus așa foarte deschise la această întâlnire. Pe de altă parte, vă este teamă că renunțați, ați putea să renunțați la o a treia persoană pentru a fi cu această ființă la care vă gândiți, care nu este o... aveți bănuiala că nu este o persoană care ar putea să stea lângă voi așa cum a stat această ființă. Poate să fie, cum să vă spun, o persoană mai matură, energia masculină care este alături de voi. Așa că știți cum, nu știți ce să credeți, dacă vrea ceva serios sau dacă sunteți dispus să renunțați la această persoană pentru a fi cu această ființă, dar nu știți, pentru că nu are acele, nu știți sigur. Pur și simplu nu știți ce să credeți, până la urmă își dorește ceva cu voi sau nu. Și chiar asta vreau să pun o întrebare, pentru că mă intrigă și pe mine. Văd aici că cineva vrea să renunțe la tot pentru a fi alături de această persoană, dar această ființă nu dă semne, acele semne pe care se pot baza celelalte ființe. Adică, ok, ne-am întâlnit, am vorbit, după care iar n-am mai vorbit. Păi ce să înțeleg? Adică este ceva clar sau nu? Dar nici voi n-ați discutat. Este o întâlnire de curtoazie, adică n-ați discutat până la urmă. N-a rămas, mai suntem împreună sau nu? Sau și dacă ați discutat, dacă rămânem împreună, n-a mai sunat a doua zi sau a treia zi. Și iar nu știți ce să credeți vis-a-vis de această situație, așa că vă faceți griji. Nu puteți să renunțați la ceea ce aveți stabil pentru a fi împreună cu un om care nu... De asta zic că există aici o maturitate, este nevoia de a alege lucrurile cu maturitate, pentru că despre asta am vorbit. Merită să vă implicați în această relație sau nu, și care sunt șansele. Este vorba despre maturitate în alegere. Este indicat, este recomandat să cântăriți lucrurile cu maturitate, mai ales că și dumneavoastră, dragile mele, zic fecioare, poate sunteți fecioare, aveți o maturitate, aveți o vârstă la care nu mai puteți fi manipulată așa ușor. Maturitate poate să fie vorba despre o discuție tete-a-tete, o discuție face-to-face în care să vă spuneți foarte clar doleanțele, să vă exprimați
sentimentele, să vă exprimați emoția și în momentul în care posibil să vi se propună o întâlnire, dacă nu ați avut-o, să spuneți clar și răspicat. Adică în momentul în care plecați de la întâlnire, să nu mai plecați îndoiți, îndoite, dar ce a vrut să spună poetul. Să plecați cu lecțiile, să vă duceți de fapt cu lecțiile făcute, că despre asta este vorba, în asta constă maturitatea discuției. Să vă duceți cu lecțiile făcute, cu lecțiile învățate și să vă întoarceți cu un rezultat viabil, cu un rezultat și cu un subiect concret. Pentru că altfel bulversăm cerurile, l-am bulversat pe săracul Cupidon, care nici nu știe săracul de el, că așa, așa îmi place această imagine, este atât de drăguț. Deci stă așa cu mâna la gură și cu arcul așa în jos și nici nu știe ce să facă. Îi mai îndrăgostesc pe ăștia sau până la urmă ce fac? Da. Destul de delicată această situație, profundă, este o chestie de limită. Vă aflați la o intersecție, să știți, și la o intersecție emoțională, pentru că vreți acum mai clar decât niciodată să știți dacă mergeți mai departe sau renunțați pentru a rămâne cu persoana cu care unii dintre voi sunteți. Sau dacă nu aveți acea persoană lângă voi, cel puțin să nu renunțați la stabilitatea pe care v-ați creat-o, pentru că sunteți persoane mature, cu experiență de viață, niște persoane șarmante, ravisante, sunteți frumoase, sunteți pe picioarele voastre, aveți o anumit statut social, adică nu sunteți chiar așa de lăsat, știți? Și parcă nu vi se pare just să stați și să așteptați. Vedeți, cam aceasta este poziția dumneavoastră. Stați și așteptați să se întâmple întâmplarea. Lucruri concret. Dacă vi se va propune acest lucru, la voi nu mai este cu duș întors. Ori. Deci ori continuăm, mergem mai departe și atunci, într-adevăr, eu renunț în favoarea ta, ori dacă nu, ura și la gară, ne despărțim, ne strângem mâna și ne vedem de treabă. Pentru că v-am spus, și această persoană este potentă financiar, dar și dumneavoastră, vedeți? Deci ambii sunteți niște persoane realizate, fiecare în partea sa, fiecare în dreptul lui. Adică nu sunteți de lăsat nici dumneavoastră, ce să zic, nici această ființă. Și nu știu dacă renunțarea la stabilitatea pe care o aveți acum, dacă nu știți ceva concret, mă rog, v-ar ajuta. Energia feminină este cu ochii verzi sau deschiși, în general tenul alb mediu, cu părul șaten deschis. Un 33, un 47, văd un 40, 56 de ani, un 61, 63, 64, 54, 37, 34, da. O să vedem și în continuare despre ce este vorba. Semnul posibil să constea în această invitație la o întâlnire de curtoazie. Iar ca și concluzie, nu plecați de la întâlnire fără să nu știți ceva concret. Cam atât, dragii mei, în ceea ce privește această etalare. Mă gândesc că ați găsit aici mesaje mai mult sau mai puțin care vă pot ajuta să vă rezolvați satisfăcător problemele particulare. Mie nu mă rămâne decât să vă îmbrățișez, să vă mulțumesc foarte mult pentru participarea voastră și să vă urez casă de piatră pentru cei care s-au căsătorit astăzi, se căsătoresc sau au pe lângă ei rude, eu știu, copii, nepoți. Toată fericirea din lume tuturor! Sărbătoriților zilei, la mulți ani, vă pup, vă iubesc, ne revedem, la revedere, numai bine, pa!